Inspectoratul pentru situații de urgență Prahova, salvamontiștii și jandarmii montani au intervenit sâmbătă pe muntele Zăganu din stațiunea Cheia pentru a ajuta o turistă aflată în drumeție cu alte 3 persoane. Aceasta și-a rupt piciorul și nu a mai putut să se deplaseze. Imediat ce a fost salvată, femeia a fost transportată la spital.